Accidentul a avut loc în comuna Berceni. În microbus se aflau 6 ocupanți, dintre care 4 au fost grav răniți. Unul dintre călători a fost inconștient. În autoturism erau 3 persoane, o mamă și copilul ei au plecat către spital cu un autoturism. Au fost mobilizate la fața locului un echipaj de stingere, unul de descarcerare și un echipaj de la Smurd pentru terapie intensivă. Uite ambulanță aici, rugată. Ai și tu cum să faci stânga? Ai voie să faci stânga? Nu, să facă stânga. Stânga, da, da, vorba ta. Traficul a fost restricționat și s-a circulat alternativ. Din primele date, se pare că un conducător auto care se deplasa la volanul unui autoturism pe sensul de mers Blejoi-Bărcănești ar fi pătruns pe sensul opus unde a intrat în coliziune cu microbusul. 8 persoane au fost transportate la spital. Polițiștii fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă.